di trading așa, 3, 3, aici face 0, virgula, și 1, că 12, 3, 5, 5, 10. Da? Da, înțeles, da. Și acum se vede că grupul de 3 începe de la, după 0. Da, așa trebuie văzut. Ei, și mai puteam, zicem, 1,0 deodată, 1,0 în perioada 3, și care face încă o dată 930 supra, hai, știm fracția care e 31 supra 30. Da, 31 supra 30. Și este egal mai departe cu cine? 30 ori 31 împărțit la 30. Așa. 930 ori 30. 930 ori 30. Supra 31. Supra 31. Mulțumim primar cu o doua învățată, da? Da. Ce zici? 30, 93 cu 31 s-a simplificat prin ceva? Prin 3? Prin 3. Face 30. Nu? 0, 10, 30. Ori 30. 30 ori 30, 90. 9? Nu, 900. 900. Și acum... Iată că ne putem întoarce da. La fiecare, nu? Da, și raport. A egal cu... A pe 10 vasul, asupra, stim asta. Asupra 5 egal cu 900. Asupra 0,5. 0,5 egal cu 900. De unde rezultă ca A egal cu 900 supra 0,5. Atenție! Ori. O mică de atenție și am pierdut tot. Că una este ori și alta este să faci... împărțirea, da? Da. Și vine 900 ori 0,5. Adică ori 1 pe 2, pe scurt. Pe 0,5 înseamnă 1,1 pe 2. 1 pe 2, da. Și 900 înjumătățit vine A. 450. Apoi A, ai zis B supra. B supra 0,2. Da. Egal cu 900. Da, însă că B este egal cu 900 împărțit la 0,2 ori 900. Atenție! Știam, am scris ori, dar am zis să mă împărț. 900 ori 2,1 pe 2. 2. 1 pe 2 sau 1 pe 5? Păi dacă e 0,2 e 1 pe 5. E 2 pe 10. Care am scris acolo. Da? Am scris acolo. Da. Deci, pe 5. Ce face? Păi împărțim prin 100 la 5, intră de 9 într-o dată, vine după aia 40, 80. 180. 180. Și ce supra? Ce supra? 3 pe, 1 pe 3. Ce supra 1 pe 3? Egal cu 900. Da. Ce arată că C este egal cu 900 da. Ori 1 pe 3. Ori 1 pe 3. Păi facem egal cu... 300. 300. Iată am găsit pe A, B și C. Ce urmează? Exercițiul 11. Determinați numele A, B și C. Determinați A, B și C. Fiind proporții direct proporționale. Fiind? Direct proporționale. Între A, B și C. Da. Și cine? Și mulțime. Și 3, 4 și respectiv 0,5. 3, 4 și 0,5. Ca să da. Nu facem confuzii, punem punct și virgulă. Da. Avem virgulă acolo. Și mai întrebi ceva, pe informații. A. Diferența dintre cel mai mare și cel mai mic număr este egal cu 27. Deci, aici avem mai multe subpuncte, da? Da, adică A minus C egal cu 27. Deci, în diferența dintre cel mai mare și cel mai mic. B minus C egal cu 27. Că B-ul e cel mai mare și C-ul e cel mai mic. B minus C. B-ul este cel mai mare, da? Da, e cu 4. Și C-ul e cel mai mic. Și C-ul este cel mai mic, da? Asta este. Da. Ele fiind direct proporțional, adică dacă ăsta e 3 față de 4. Da. A mai mic ca B. B față de C. B față de C. B-ul este cel mai mare. Da. Și C-ul este cel mai mic. Da, adică
B minus C egal cu 27. Deci asta era. B minus C egal cu 27. Și media lor aritmetică este egal cu 24, adică A plus B plus C supra 3 egal cu 24. Deci mai îmi dai o informație, da? Că numai cu una nu mai putem scurga. Deci A plus B plus C supra 3 egal cu 24. Egal cu 24. Acum, pentru punctul A, să clarificăm lucrurile, directa proporționalitate mă duce la cine? Adică BB4 egal cu CB 0,5. Da. Hai să scriu tot ce lucrurile la poate. AP3. Deci AP3 egal cu? Egal cu BB4. 4. Și egal cu egal C. Egal cu C supra 0,5. Da. Și adăugăm dedesubt și condițiile astea. B minus C. B minus C egal cu 27. Și că A plus B plus C. A plus B plus C. Da. Supra 3. Supra 3, da. Sau A plus B plus C egal cu de 3 ori 24. Da, egal cu 62 și 1, 72. Egal cu 72. Și de aici o să aflăm pe B și pe C. Adică o să facem B pe 4 minus C pe 0,5. Deci egal aici poți să continui cu șirul de la poartă, da, de mai sus, egal cu? B minus C. B supra minus C supra 3,5. Deci rezultă că 27 supra 3,5. Și egal cu B minus C care sunt 27 supra 3,5. Și egal cu? Păi... Se împarte, dacă nu, se facem calculul. Nu se împarte, nu? Exact. Atunci ce facem? Zicem în loc de 35 pe 10, deci egal cu 27 supra 35 pe 10. Și va veni 27, 270 împărțit la 35. Ori 10 supra 35. Eu aici aș fi simplificat pe loc. Prin 5. Și face aici 7 și 2, nu? Deci vine 27 ori 2 pe 7. Da? Mulțumim pe a doua inversat. Și egal cu 27 pe ori 2 face 54. 4 supra 7. 7. Și cu asta am găsit valoarea raportului. Dar eu cred că în condiția, în progresia aritmetică era la un alt punct. N-ai fost tu atent. Nu. Așa, de ce? E la B. E la B condiția asta. Da. Dar tu mi-ai spus așa. Pentru A era suficient doar B minus C. Da, pe asta era la A era B minus C și la B era A plus B plus C. Păi da, eu le-am pus pe toate trei. Asta le-am pus. Da. Eu mă pot descurca doar cu B minus C. Asta spun. Deci sunt două subpuncte. Da. Pentru A este suficient atât. Da, pentru și pentru B. Și acum să ne facem și zicem A pe 3. A supra 3 egal cu 54 pe 7. A la 15, A pe 3 egal cu 54 supra 7. De unde A va fi egal? A va fi egal cu 3 ori 54 supra 7. 162. Deci egal cu 162 pe 7. Da. Apoi, B pe 4. B pe 4. Egal cu 54 supra 7, păi 4 cu 57 simplifică. Ei, nu! A, bă, nu, cu 2. Dar nu-i mulțire. Atenție, nu-i mulțire. La mulțire a, te dea vă la multă grijă. Deci de aici scoatem pe B egal cu 4 ori 54. 4 ori 54. 216 supra 7. Supra 7 și egal cu 200. Ai zis? 16 supra 7. Și C supra 0,5. 0,5. Egal cu 5,4. 5,4. Supra 7. Da. Egal cu... De aici se scoate pe C. Egal cu... Egal cu 54 ori 0,5. 54. Ori 5, ori 1 pe 2. Dar nu e 5,4. E 54.
54 am scris asta. 54, corect. 54 ori 1 pe 2. Ori 1 pe 2. Supra 7. Și totul supra 7. 100... Dar de ce să nu scrii pe 54 pe 2, chiar să-mi pierde timp? Vine 100... 108. Pe 2 și ia supra 7. Dar dacă ai fi simplificat pe loc, de ce să nu... Da, de ce este 108? Că mă rupții pe 54 cu 2, ăsta aici, greșeală? Nu, că n-am văzut ori, eu n-am scris ori. Păi tu, atenție multe, este 0,5 ori 54. Și 54 se simplifică cu 2. Așa, și face 20 și... Face 27. Da. Egal cu... 27 supra cât supra trebuie? 7. Și lăsăm așa. Da. Cu asta am găsit pe A, B și C. Ce vezi? Trei și B-ul cred că nici mai trebuie făcut. Atenție multe. Deci C-ul egal cu ăsta ori ăsta. Nu? Ăsta ori ăsta. Și împărți la ăsta. Da. Și când zic 0,5 înseamnă 1 pe 2 ori 54. Da. Și 54 nu se mulțește pe 2. Da. 54 cu 1. Ar fost 54 pe 2, totul supra 7. Da, 7. Da, multă grijă că altfel le greșim la calcul. Da. Și punctul B. Da, B nu e același lucru. Păi nu, este o altă condiție. Tot așa, avem A pe 3. A pe 3 egal cu B pe 4 și egal cu C pe 0,5. La care adăugăm condiția dată la punctul B. Da, adică A plus B plus C egal cu... A plus B plus C egal cu... L-am spus ce? 410. Egal cu 400, era nu știu cât supra 3, media aritmetică și da, noi am făcut calcul. Media aritmetică. Și egal cu? Și este egal cu 24. Cu, am mă văzut, am scris eu. Am făcut mai devreme. 72. 72, așa. Da. Aceea era. Era slotul supra da. 3 și am mulțit cu 24 parte și îmi dat 72. Aici continuăm egal mai departe cu cine? A plus A supra 3 plus B supra 4 plus C supra 0,5. Nu e așa. Ce faci? Pe adună între ele. Păi pe adună nu frațiile. Numărători și numitori. Păi cum? Adică A plus B plus C supra 3 plus A plus B. Așa, ai zis A pe 3 plus B pe 4, așa e pronunțat. A. Este egal cu A plus B plus C, totul supra 3 plus 4 plus 0,5. Vine 72 supra 0,5. 72 supra 7,5. Da. Și ne dă... Păi pe 7,5 scriem ca 75 pe 10, da. Se simplifică prin 5. Da. 75 pe 10, ia să vedem, 75 da. Pe 10, simplificăm prin 5, face cât? 5, odată, scoat acolo 5. 15. 15, da, 15, supra. 2. Supra 2, a fost 75 pe 10, da? Și 72 rămâne aici sus. Da. 72 supra 15 pe 2, este, da? 15 pe 2. Și egal mai departe. Și este egal mai departe cu 72 ori 2 supra 15, adică 144 supra 15. Și egal cu 144 supra 15. Acesta este rezultatul fracției. Și acum luăm pe rând. Ce să luăm? Da. A pe 3. A pe 3. Egal cu 144. 144 supra 15. Așa, de unde am A aflat? Este egal cu 2, 1, 3, 1, 432. Dar de ce se mulțești? Uite, de ce se mulțești? Eu zic 3 ori 144 da, supra 15 și 3 cu 15 simplifică. Vezi? Aici trebuie să fii atent la calculele acestea. Pentru că tu mulțești, pe nu vreau să simplifici. Da. Deci pierzi niște timp. De aceea, 3 cu 15 și aici rămâne 5. Și faci 144 pe 5, nu mai simplificăm, da? Da.
Da. Deci răspunsul este 144 supra 5. B pe 4 este egal cu 144. B pe 4 egal cu 144 supra 15. Da. 6. Și atunci B va fi egal cu? Cu 576 supra 15. Aici tot așa aș fi zis. Că n-am ce simplifici acolo. Ia să vezi. 4 ori 144 supra 15. Nu merge 4 cu 15, dar poate merge 15 cu 144. Păi 3. Ce are? Sigur că da, are 3-ul. Că 1 și cu 4, 5 cu 4, 9. 15 merge cu 144 prin 3. Și va fi egal cu 4 ori. Nu te grăbi să mulțești. 4 ori. 4 ori. Prin 3 face 48 supra 5. Și nu mai merge deloc. Abia acum am mulțit. 4 ori 48 pe 5. 2 ori 192 supra 5. 192 supra 5. Și iate cum am găsit și pe B, AB și ne rămâne C-ul. C pe 0,5 egal cu 48 pe 5. Deci ce pe? C pe 0,5 egal cu 48 pe 5. Da. Avem C pe 5 egal cu? Egal cu 48 pe 5. 48 pe 5. De unde C va fi egal cu? 0,5. 0,5, da? Da. 48 pe... Dar de unde e 48 pe ăla? Păi n-am simplificat data trecută. Pe 144 pe 15. Da, dar a fost 144 cu 15. Dar aici, unde era CP, CP 0,5 egal cu 144. Așa trebuie spune, egal cu 144 pe 15. Și tu am simplificat 144 pe 15, da? Și este 48 pe 5. E bine, e bine. Și atunci scoatem de aici. Acolo, domnul profesor, is C pe 0,5 egal cu 48 pe 5. Așa, 48 pe 5. 5. Corect. Și de unde C va fi egal? Va fi egal cu 48 pe 1 pe 2. 48. Adică 48 pe 2. Adică 48 împărțit la 2 vine 24 pe 5. Pe 5. Și atunci cum C-ul am găsit 24 pe 5, am găsit B-ul am găsit și C-ul am găsit toate valori, alte ieșiți. Aflați 5 numere raționale știind că primele 3 sunt direct proporționale cu 5, 6 și 10. Ultimele 3 sunt direct proporționale cu 3, 8 și 12. Deci, mai puteți doar atâta, 13. Aflați 5 numere raționale, știind că primele 3 sunt direct proporționale cu 5, 6... A, B și C. Primele 3 sunt direct proporționale cu... cu 6. 5, 6 și 10. 5, 6 și 10. Cu 5, 6 și 10. Și ultimele 3 sunt direct... Dar de ce nu ar trebui să fie 6 numere? Păi, ele sunt așa 5. A, B, C, D și E. Da? Primele 3 și ultimele 3 care sunt? D, E și E. Nu, ultimele 3. C, D, E. Așa. Și mai adăugăm de sub C, D și E. Sunt direct proporționale cu numerele, alte numere. 3, 8 și 12. 3, 8 și 12. Din prima relație, ce? A pe 5 egal cu B pe 6. A pe 5 egal cu B supra 6 și egal cu C supra 10. Da. Și cea de-a doua? Cea de-a doua, că C pe 3, da, egal cu D pe 8, da, egal cu E pe 12. E supra 12. Deci acestea sunt. Adică
Adică nu mai știm că CP3 egal cu CP10. Nu le putem lega aici. Că asta este o valoare a răbdătorului și aici altă valoare. Și suma lor este egală cu 200. Ei, asta mai adăugăm că A plus B plus C egal cu 200. Dar nu ești cu D? A plus B plus C plus D. A plus B plus C plus D plus E. Da. Poate cele 5 fac 200, da? Suma lor, a tuturor, 200. Fac 200. Ca mod de gândire, o avem câte egalități? 1, 2, 3, 4, da? 4 egalități. Da. Și dacă urmărim aici, asta e 5-a. Adică 5 cu 5 putem face, da? Adică da. Nu avem emoții. O să lucrez pe A în relație? Adică A pe 5 plus B pe 6 plus... Deci să locui neapărat pe cine? Numerele relație. Adică? Adică A pe 5 da. Plus B pe 6 da. Plus B pe 6 nu înțeleg. P supra 6. Dar 6 adună fracții sau cum? A plus B plus C plus C. Să le adunăm pe ele așa, dar nu e egalitatea așa aici în continuare. Că C pe 10 și C pe 3 nu poți fi egal ca valoare. Una se împarți pâinea C-ul la 10 și alta se împarți la 3. Ce e factor comun? Este un termen comun. Păi ar trebui să scoatem numele în funcție de C. Așa. M-aș gândi să nu-l fac A este egal cu 5C supra 10. Da. Adică... B-ul tot așa să-l scoate. Da. D-ul tot așa și eu tot așa. Așa, și să fii totul numai în C. Da. Dar sigur, asta e de ce? Nu, păi, de ce avem doi de ce? Este același C ca valoare. A. Numai că el se împarte la... Nu putem să zicem egalitate aici. A. Dar pe A și pe B funcție de C, pe D și E funcție de ce? Da. Deci o să spunem de aici, rezultă că A egal cu cine? A egal cu 1 supra... Nu, 5 nu, C egal pe... cu C pe 2. Așa este, C pe 2. Apoi, B egal B cu... B egal cu 6 pe 6 C supra 10, simplifică prin 2, 3 pe 5. 3 C pe 5. 3 C pe 5. 3 C supra 5. C-ul e egal cu C. Deci. D-ul este egal. D-ul egal cu C-ul egal cu? D-ul egal cu, de partea asta, D-ul egal cu cine? D-ul egal cu... D-ul este egal cu 3 de sprop. D-ul egal cu 3C sprop. Așa. Un 3C. Nu, 3, deci, nu, stați. D pe 8. 8C supra 3. 8C supra 3. 8C supra 3. Și respectiv E eu. Este egal cu vine 4C. 4C. Dacă 12 pe 3, 4C. Și acum, ultima relație devine după ceea ce am reușit. C pe 2. În loc de A, da? C pe 2. Plus 3C pe 5. Da. Plus C pe 10. C pe 10. Plus C pe 3. C pe 3. Așa e bine? Adică A, B... Nu știu ce să fac cu C pe 3 ăla. Care? Cam C pe 10 și C pe 3. Dar de ce te-ai dus tu acolo? Pe A l-am locuit, nu? Da. Pe B l-am locuit. Da. Și ce o lăsăm? Ce e simplu. Pus C. Deci fără C pe 10. Nu să zici C pe 10. Pus C. Deci pus C și plus. Și plus... D-ul. 8 C pe 3. 8. C pe 3 plus 4C. 4C. Egal cu 200. Voi o să zicem același numitor.
Așa. Numitorul și numitorul comun. Fiind 30. Așa. Pe primul mulțim cu 15, pe al doilea cu 6. Așa. Pe al treilea cu 30. Da. Pe al patrulea cu 10. Da. Pe al cincilea cu 30. Da, și, și aici. Și ultimul loc 30. Tot 30, ca să vedem la secondul numitor. 15 C. Și urmează 15 C. Plus 18 C. Da. Plus 30 C. Da. Plus 80 C. 80 C. Plus 120 C. 120 C. Egal cu 236. Păi pe 230. 30, da. 6.000, da. Așa. Păi avem 80C plus 120C. Păi 80C plus 120C. Am 200C. Da. 230. Da. 263C. Da. Așa vine, da? 263C. 200. Deci echivalent, asta este 263, egal cu 6.000. De unde ce va fi egal? Ce va fi egal cu 6.000 împărțit la, a scris 600. 6.000 supra? Supra 263. Și vine... Nu se împarte de exact. 263 mare pe 2, mare pe 3, nici 3 în noi, nici 5. Sus vrea 2 și 5. Se joacă cu 2 și 5. Și cu 3. E reductibilă. Atunci este reductibilă. Deci divizorii sunt 2 și 5. Așa în da? Relații. Și așa lăsăm ceva. Deci nu văd alte chestii care să fie apărut. Deci, dacă nu am greșit undeva la calcul, hai să mai vedem încă o dată. Deci, șirul de rapoart, deci A pe 5. Egal cu B pe 6. Egal cu C pe 10. Da? Da. Și C pe 3. Egal cu D pe 8. Egal cu E pe 12. Am scos pe A ca fiind 5C pe 2 și face C pe 2, că s-a simplificat pe 5. Am scos pe B ca fiind 6C pe 10 sau 3C pe 5. Da. D-ul egal cu 8C supra 3 și eu egal cu 12C pe 3, adică 4C. Și am locuit C pe 2 plus 3C pe 5 plus C plus 8C pe 3 plus 4C egal cu 200. Și numitorul comun este 30. După care am văzut că am plicat cu 15, cu 6, cu 30, cu 10, cu 30 și cu 30 și, în sfârșit, așa mi-a dat ceva. Și acum ne întoarcem la substituții. Cine este A-ul, B-ul și C-ul? A-ul e egal. Mai adună o dată ăștia. 230, 50, 60 și 3. E bine, e bine. Și acum zicem. A-ul este egal cu A-ul egal cu mai este C, adică C-ul am zis 6.000 supra 263 înmulțit cu 1 pe 2. Da. Așa zice, C pe 2, înmulțit cu 1 pe 2. Și se simplifică 3 cu 3, 6.000 cu 2 și fac 3.000 supra 263. Și l-am aflat pe A. B-ul. N-ai întrebat un numere concret? Păi da, sunt numere. Fracții. Și fracții nu sunt numere. Ok. Nu numai numere naturale. Da. Fracții nu. 6.000. B-ul egal cu... 6.000 supra 6.263. Supra 263. 3. O ai. 3 pe 5. 3 pe 5. Așa vine, nu? Da. C-ul mulțit cu 3 pe 5. Da. 5 cu 6 nu se simplifică. Și vine 5 în 6 ori dată, în 10 de 2 ori. Deci vine 1200. 1200 ori 3. Vine 3600 supra 263. 263. Și ce o ca valoare l-am găsit?
cât este 6.000 supra 263, ABC, DU, DU, mai greu, 8 pe 3, da, 8 adică 6.000, da, supra 263, ori 8 pe C, 8 pe 3, pe 3, da? Păi 6.000 se simplifică cu 3 și vine, și vine 2.000. 2.000 ori 8, 16.000, supra 263, A, B, C, E, E. 6.000, da, supra 263, da, ori 4. Ori 4. Da. 24.000, da, supra 263. 263. Perfect, asta în condițiile în care numele acestea, da, mi le dicta corect, de acolo din problemă. Da. Dar în virtutea, mi-am tradus bine relațiile, am gândit corect, numai că rezultatele sunt niște fracțiuni acestea mari. Dar de mai departe. Împărțirea numărului 900 în părți direct proporționale cu numerele 3, 5, respectiv 7. Așa. Deci să împărțim numărul 900. 900 împărțit la 3. Adică într-un fel de să pun X, Y și Z. Cele 3 părți. Da. Adică o să împărțim pe rând. Adică X va fi egal cu 900. Mai citești odată, tu trebuie să te pronunți. Trebuie să-mi spui așa. Împărțim numărul 900 în părți direct proporționale cu numerele 3, 5, respectiv 7. Cele trei părți se numărăm cu X, Y, Z. Așa. Deci ar veni X, Y, Z direct proporționale cu numerele? Cu numerele 3, 5 și 7. 3, 5 și 7. Deci direct proporționale cu numerele acestea. 3, 5 și 7. Da. Și numărul este 900. Adică proporția mare este 900. Nu, atenție! Împărțim numărul 900. Numărul, era. Da. Adică X pe 3 egal cu 900. De ce? X pe 3 plus Y pe 5 plus Z pe 7 egal cu 900. Da, de ce? Iată încep X pe 3. Cine sunt X, Y și Z? Numere? Ce sunt X, Y și Z? Pe cine îl împărțim? Pe 900. Da. Împărți. Da. Dar cine sunt atunci X, Y și Z? Numărul. Sunt părțile în 900. Că pe el îl împărțim. Adică pe 900 să împărțim la 3? Nu. Atenție mult. Pe 900 îl împărțim direct proporțional. Pe el. În 3 părți. X, Y și Z. Dar X, X, Y și Z nu sunt egale. El sunt direct proporționale ca și ăsta. Adică trebuie să nu împărțim pe 900 în pro... Adică 900 împărțit la 3 plus 5 plus 7? Adică într-un fel 900... Cine este 900, cu alte cuvinte? Autorul nu ne spune direct, dar noi tragem concluzia. Da. Și cele 3 părți, adică X, X Y plus Y plus Z, a 900, asta era. Deci părțile sunt ascunse. Faptul că pe 900 le împărțim în 3 părți, când le adunăm, tot 900 fac. Deci autorul nu mai spune X plus Y plus Z fac 900. Ce? Sau suma, tu, lor este suma lor este 900. Tu îți dai seama. Și acum e gata, ești tu.